Biserica cu hramul Bunavestirea a fost târnosită de către Mitropolitul Nifon în ziua de 15 noiembrie 2009 și este construită în formă de cruce cu o singură turlă pe naosul bisericii, cu abside și pridvor deschis, iar pictura bisericii este realizată în tehnica fresco în stil bizantin. Arhiepiscopia Târgoviștei invită credincioșii să participe în număr cât mai mare la acest praznic împărătesc, vineri 25 martie, începând cu ora 8:30, la Biserica Bunavestire din Târgoviște.